Legea este legea numărul 72 pe 2007, care prevede că angajatorii care pe perioada vacanței angajează elevi și studenți beneficiază de o sumă de 250 de lei din buget pe lună pentru fiecare elev sau student angajat pe o perioadă de maxim 60 de zile. Fiind minori acești copii, când și cum poți folosi? ITMP-ul spune că n-au condiții foarte drastice. Angajarea persoanelor minori este reglementată de codul muncii și ITM-ul vă poate spune. Da, mi-a zis că poate cazilier să-l angajeze sau cu contract pe durata asta, am precizarea. Dar cine verifică modul ăsta de reglementare a situației? De respectare a condițiilor impuse de voi? Deci noi nu impunem, doamna Ordean, nicio condiție. La noi, angajatorul trebuie să vină cu contractul de muncă pe perioadă determinată a elevului sau studentului și trebuie să fie angajat pe perioadă determinată, iar perioada respectivă să fie inclusă în perioada vacanței. Și nu mai mult de 6 luni, parcă ai zis, sau... Nu, 60 de zile. 60 de zile. Da. Da, este destul de des folosită și în județul Neamț această facilitate. Cât aveți voi la ora asta, în situația asta? V-am spus atunci, parcă 23 de agenți economici cu... Din domeniul alimentației publice, nu, cu 43. Mai aveți datele? Da, le-am odată, 43. Sunt datele, parcă 23 de agenți economici cu 44 de elevi și studenți, doar în domeniul serviciilor. Mai sunt și în domeniul confecțiilor, dar ați zis că asta nu vă interesează.